Bună, hărnicuțele! Astăzi am să vă arăt iarăși niște șosete cu 5 andrele, dar facem alt călcâi. O să facem un călcâi dublu care ține mai mult și apoi același călcâi vi-l arăt și simplu sau vi-l explic, încă nu știu. Și sunt mai rezistente decât primul model care vi l-am arătat și v-a plăcut foarte mult. Acum este totul la fel ca și la acel model care l-am făcut. De data asta o să crosetez și eu cu voi cu lânică specială pentru șosete. Am găsit în sfârșit iarăși. Am să vă pun și adresele în dedesubt sub video, în info box, găsiți tot ce vă trebuie pentru lănică, mărimi. Am făcut și un tabel în sfârșit cu mărimile și câte ochiuri ne trebuiesc. Și asta facem astfel. Aici am făcut, cum ați văzut, cel mai mic model pe care îl fac, sau cea mai mică mărime. Este pentru bebeluși. Pe tabel vedeți cum am făcut. Am pus 32 de ochiuri. Și acum o să le facem, o să lucrez cu acestea. Dar chiar mi-am dat seama când am făcut călcâiul că nu se vede bine și când ajung la călcâi am să iau altă lână și să vă arăt și cu aceasta se vede greu că e închisă. Să vă arăt, să se vede foarte bine. Eu lucrez cu o lână specială, cum v-am zis, pentru ciorapi, pe care o iubesc. Am să vă pun un link în infobox, cum v-am spus. Este lânică de oaie și are foarte puțin amestec de sintetic, doar 25%, restul este lână. Și asta o iubesc. Și eu, ca de obicei, îmi fac acum ceva pentru mine și lucrez cu andrele foarte subțiri. Eu am dat de andrelele astea din bambus. Și le iubesc și sunt de 2,5, cum scrie și aici, să lucrăm cu andrele de 2,5 sau 3. Și eu am de 2,5, deci sunt foarte subțiri și sunt din bambus și îmi plac mai mult decât acestea cu care lucram eu. Ele îmi alunecă foarte mult și la început mă chinuiam și la sfârșit când încep și termin ciorapul, mă chinui că mi-ar lunecă prea tare, dar cu acestea am încheiat și problema asta. Deci sunt de bambus sau de lemn, poate găsiți. Mie îmi plac foarte mult. Sunt... Nu le am de mult, și dar îmi plac mult. Eu acum am să fac iarăși pentru mine acesta, perechea lui. Și aici v-am făcut un tabel și pentru tabelul ăsta vă pun o adresă unde îl găsiți. Eu v-am scris aici mărimile de papuci, câte ochiuri pun eu, câte ochiuri pun pentru toată șoseta, câte ochiuri iau pentru călcâi și cum împart călcâiul. Călcâiul acesta care vi-l arăt astăzi sau în acest filmuleț, se împarte în 3 și așa le împart eu. Deci eu astăzi fac cu voi mărimea 36-37 și o să-mi pun 60 de ochiuri. Și cum puneți ochiurile pe Andreea și pentru asta, deci am aceeași lunică.
Am un link undeva vă arăt într-un filmuleț foarte încet cum pun eu ochiurile să se vadă așa groase. Acum fac mai repede cu voi să iasă marginea asta frumoasă. Mie nu-mi place altfel decât dacă e musai. Câteodată e musai. Și aici îmi iau mai multă lână, o până în două, ca să-mi rămână niște capete să le pot ascunde. Și eu încep deci cu 60 de ochiuri pentru că vreau mărimea 36-37. Cum vedeți, mi-am lăsat și aici firul acesta mai lung să-l pot ascunde bine. Și eu astfel pun. Lucrez cu două acum. Eu acum am 60 de ochiuri și astfel arată la mine. Aici, vedeți, mi-au rămas firele astea mai lungi. Asta am să mi-l și înnod, că o să mi se tot agațe. Chiar așa lungi nu trebuie să rămână, acum mi s-a întâmplat așa și așa las. Și acum o Andreea o scot. Deci, cum v-am spus, cum pun eu ochiurile pe Andreea, am un film special numai pentru asta. Și eu, și aici, dacă ați mai făcut cu mine ciorapii ceilalți, știți, eu tot mereu bentița de la șosete, o fac două ochiuri pe față, două pe dos, pentru că așa este foarte elastică. Și cu un ochi pe față, unul pe dos merge, dar mie îmi place așa mai mult. Este mult mai elastică decât cu un ochi pe față, unul pe dos. Și, cum vedeți, îmi plac ciorapii, șosetele lungi. Eu mi le fac mai lungi. Cât de lungi le faceți, depinde de voi. Nu are importanță fiecare cum îi place. Și mie îmi place să-mi fac și bentița aproape atât de lungă cât este șoseta, ca să mi se muleze frumos pe picior, să nu fie lăbărțat. Pe mine mă nervează dacă nu se mulează. Și vedeți, m-am dus cu două ochiuri pe față, două pe dos, până la glezna. La glezna am făcut câteva rânduri, un deget lat până la călcâi. Aici am început călcâiul. De câteva rânduri simple. Dar asta nu e musai să faceți ca mine. Faceți cum vreți voi și lungimea o faceți care o vreți voi. Eu am aici, vă și arăt, nu știu cât, dar acum vedem împreună. Deci am bentița de 18 cm și până la călcâi sunt 20, deci 2 cm de rânduri simple. Și la aceștia mici am făcut la fel. Aici i-am făcut. Deci ăștia sunt chiar de bebeluși. Ventița e de 5,5 și până la călcâi am 6. Un pic mai mult de 6, aproape 7. Deci aici am un centimetru de rânduri simple. Aici am început călcâiul. Acum, după ce ați pus ochiurile, mergem prima oară cu un rând simplu de două ochiuri pe față, două pe dos, doar cu două andrele. Deci, facem două pe față, două pe dos. Eu așa croșetez, iau un pic
sucite, astea care le fac pe dos. Tot mereu le iau așa sucite, nu numai la bentiță. Îmi iese modelul un pic mai umflat. Eu am terminat acest rând și acum intră și restul andrelelor în joc. Acum eu am 60 de ochiuri și trebuie să le pun pe 4 andrele, a 5-a tot mereu e în lucru. Și eu, deoarece am 2 ochiuri pe dos, 2 pe față, ca să mi se termine tot la... Când am terminat setul de 2-2, o să pun 14-16 ochiuri pe câte o andrea. Trebuie să împărțiți toate ochiurile în 4. Deci o să pun 14-16-14-16. Și asta pun astfel, nu 14-14-16-16, deoarece la călcâi o să-mi trebuiască fix jumătate din ochiuri. Și atunci nu contează la care andrele încep să fac călcâiul, o să am tot mereu fix jumate când iau 2 andrele. Și acum fac astfel. Deci pe primul andrea iau 14 ochiuri. Voi depinde câte ochiuri aveți, le împărțiți la 4. Aici la ăsta mic de 32 am 8 ochiuri pe fiecare andrea. Deci, prima oară eu vreau să am 14. Deci, odată 14. Și acum nu mai alunec andreaua. Cele de metal sau de plastic îmi alunecau aici. Tot trebuia să am acum grijă. Acum ele rămân. Și acum îmi pun 16 la mine. Voi câte ochiuri ați calculat. Iau al treilea și iar îmi pun 14. Și ultimul set, trebuie să mai am 16. Și am terminat, ăsta e de la celălalt. Mai aveam o andrea, dar este de la celălalt. Deci acum mi le-a împărțit. Deci mărimile astea sunt cât de cât aproximative, nu trebuie să faceți fix la fel. Eu v-am tot spus, dacă ați mai lucrat cu mine, depinde foarte mult de fir, ce fir aveți, cât de gros sau subțire e. Depinde de andrelele cu care lucrați și de stilul în care lucrați. Dacă lucrați mai larg sau mai strâmt, deci vă iese un pic diferit decât mie. Probabil. Deci este ca să vă puteți orienta un pic. Ce v-am scris eu aici. Dacă nu vă iese la fix, să nu vă supărați pe mine. De asta vă spun. Deci eu am făcut așa cât de cât. Acum unim. Începem să lucrăm rotund. Și asta fac astfel. Eu aici am marginea astea mai groasă unde am pus ochiurile. Și pe partea cealaltă e mai subțire. Și eu asta vreau să am în afară, să fie pe față. Și acum când uniți, să aveți grijă să nu fie sucit, să nu vi s-a fi sucit aici lucrul. Și luați prima și ultima. Și acum mergem
astfel în continuare. Deci aici le unesc. Primul rând e un pic mai greu și apoi ați mai văzut, ați mai lucrat cu mine. Este foarte simplu. Eu iubesc șosetele acestea cu 5 antrele. Știu să fac și cu 2 antrele. V-am arătat, cred că deja un model. Vă mai arăt un model. Dar eu le iubesc pe acestea cu 5 antrele. Și mai ales cu lânica asta de oaie. Și lânica asta în degrade este parcă face un model. Este superbă, un pic mai scumpă, dar o iubesc. Mi-aș face toate culorile, sunt nebună după ele. Și cum vedeți, acum lucrez fiecare antrea, de jur împrejur, foarte simplu. Și merg în continuu cu 2 ochiuri pe față, 2 pe dos. Și mergeți atât de mult cât de lung vreți să aveți sau cât de lungă vreți să aveți șoseta. Și cum v-am spus, primul al doilea rând e un pic mai greuț că se învârt antrelele astea cum vor ele pentru că încă nu au stabilitate, dar după ce ați făcut și al doilea rând, așa de jur împrejur, nu o să vă mai... Și antrelele astea le iubesc de bambus. Câteodată le găsiți în set. Am să mă uit să vă pun seturile astea de lână specială pentru ciorapi. Sper să mai găsesc cu antrelele astea de bambus. Sunt deja direct în set. Și eu le iubesc, vă spun. Nu știu cât țin, eu croșetez mult. Vârful se strică un pic. Adică nu se strică, se tocește, dar nu contează. Și iară trec la ultima, Andreea. Și am făcut un rând. Deja... Aici mi-a rămas un pic lăbărțat, nu contează cu firele astea cu care am început, o să-l cos. Și acum în timp mi se strânge și așa, cel târziu la următorul rând este normal. Și de acum mergeți, cum ați văzut, de jur împrejur și faceți atât de lung cât vreți voi cioroperul sau șoseta. Și ne întâlnim când ați ajuns la gleznă. Mergeți până la gleznă, poate eu vă mai arăt din când în când, dar nu cred că are rost, este foarte simplu, mergeți de jur împrejur, foarte simplu, cu bentița asta, cum vreți voi, 2 ochiuri pe față, 2 pe dos, sau 1 pe față, 1 pe dos. Și ne întâlnim când eu sunt la gleznă. Dau drumul iarăși la filmuleț. Eu acum am terminat bentița. Atât de lungă o fac. Așa am făcut-o și la primul sau la prima șosetă. Și cum vedeți, este foarte, foarte elastică. Dacă faceți 2 pe față, 2 pe dos. Cu 1 pe față, 1 pe dos nu e așa de elastică. Și eu acum, până la călcâi, mai am bucata asta simplă. Aici am început să călcâiu. Aici. Deci chiar aici unde s-a terminat albastru ăsta. Deci mai am așa de un deget foarte lat. Îmi fac câteva rânduri simple.
Dar eu, deoarece am un picior mai subțire, acum când încep să lucrez doar simplu, opsala, am să scad pe fiecare Andreea câte un ochi. Deci scad 4 ochiuri la mine. Doar dacă aveți piciorul subțire și dacă vreți să vi se muleze șoseta foarte bine pe picior. Dacă aveți un picior mai lat, lăsați așa. Și acum de câte ori intru pe o Andreea nouă, scad primul ochi și restul le croșetez pe dos. Deci nu mai lucrez cu un ochi pe față, cu unul pe dos. Cu două pe față, două pe dos, mă scuzați. Deci, odată am scăzut eu la mine, deci nu e musai, eu asta fac pentru că fac ciorapii ăștia, șosetele astea pentru mine și eu știu cum îmi plac mie. Aici iarăși primul ochi îl scad și restul le lucrez simple. Și am făcut un rând și acum mai faceți câteva rânduri simple până ajungem la călcâi. Dacă vă place așa cum fac eu, dacă nu, cum vă place vouă. Eu acum am terminat și aceste rânduri care vreau să le am până la călcâi simple. De un deget am de aici până aici. Și acum o să începem călcâiul. Eu am să vă arăt cu altă culoare, am pregătit aici, pentru că asta este prea năzdrăvână și nu prea se vede ce croșetăm. De acum o să croșetăm, sau nu, tricotăm, doar cu două andrele. Și vă arăt, cum v-am spus, cu altă culoare, fără degrade, ca să se vadă mai bine. Cu degradeul ăla sunt nemulțumit. Aici ziceam că am bentița asta și am ajuns la călcâi. Și acum lucrăm cu două andrele. Prima oară, acum încă nici nu împărțim. Deci dacă aveți pe toate andrelele aceleași număr de ochiuri, nu contează câte care andrele le luați, dacă nu lucrați fix jumate de ochiuri din câte aveți. Deci nu contează ce mărime aveți, luați fix jumătate de ochiuri. O să lucrăm pe două andrele. Deci eu am prima Andreea. Și merg simplu. Prima, de acum a doua. O Andreea o pun deoparte și intru la a doua Andreea și o lucrez simplu. Deci acum aveți fix jumătate de ochiuri pe o Andreea. Și așa lucrăm. Acum ne întoarcem, lucrăm doar cu două andrele, o iau pe cealaltă, că îmi place mai mult. Și eu primul ochi nu lucrez și intru în următorul. Și acum depinde de ce mărime faceți de șosetă. Cu atâtea ochiuri mergeți, nu ochiuri, rânduri. Deci eu am 36-37 și dacă nu ați căzut, avem 30 de ochiuri la călcâi și împărțim în 10-10-10. Deci
pe părți o să am 10 ochiuri, acestea o să le scad, deci eu o să fac 20 de rânduri. Dacă faceți, să zic eu aici, cele mai mari, faceți 24 de rânduri, adunați acestea, simple. Dacă faceți asta, 44, faceți 22 de rânduri, simple. Ce facem acum cu două andrele? Sau aici faceți aceștia mici, mergem cu 10 rânduri, adunăm extremele de pe lateral. Deci, eu acum o să merg cu 20 de rânduri simple, doar cu acestea două andrele și ne întâlnim când ați terminat bucățica asta. Vă și arăt imediat la ciorapul care l-am terminat ce vreau să fac. Și acum iarăși mă întorc și merg cu cele 20 de rânduri simple. Și iar primul nu-l croșetez și merg simplu. Și ne întâlnim cât ați terminat această bucățică și vă arăt unde o să fie bucata asta. Este bucata de aici, de unde am început călcâiul, unde am întrebat. Deci acum noi aici am început călcâiul și facem bucata asta simplă până aici. Și apoi o să facem asta. Deci bucata asta o facem noi acum. De aici până aici. Și dacă vreți, deci ne întâlnim când ați terminat bucata aceasta. Cine vrea să facă un călcâi dublu, totul se face la fel, numai ochiurile se iau altfel. Vă arăt imediat. Cum se face asta pentru fetele mai experimentate. E totul la fel, numai luăm ochiurile altfel. Fix, fix la fel totul. Se împarte, se nu știu ce. Pe dos, aici, se face tot foarte simplu așa. Mergem pe dos. Deci acum pentru fetele mai experimentate sau cele care vor să facă un călcâi dublu, deci mai gros. Pentru copii nu e necesar călcâiul dublu. Ei poartă prea puțin ciorăpei, le crește piciorul. Deci pentru fetele care vor să facă călcâiul dublu, mergem astfel. Primul nu-l croșetăm. Al doilea îl croșetăm normal, următorul doar îl trecem de pe Andreea. Iarăși croșetăm, iarăși luăm de pe Andreea. Iarăși, deci unul croșetat, unul nu. Croșetat, necroșetat, croșetat, necroșetat, croșetat, necroșetat. Și pe dos mergem normal.
Pe dos se croșetează foarte normal. Se croșetează toate ochiurile. Și în rest este totul, 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 cum v-a spus, fix la fel. Doar se face pe partea cealaltă să iau ochiurile altfel. Sau unele nu se iau, nu se croșetează. Deci iarăși am ajuns la capăt. Iarăși întorc. Și deja se vede că aici se întâmplă ceva. Și acum tot așa, deci pentru fetele care vor să facă călcâiul mai gros, călcâiul dublu, deci primul nu-l croșetez, al doilea îl croșetez, următorul doar îl iau pe ac. Croșetat, necroșetat, croșetat, necroșetat, croșetat, necroșetat. Croșetat, necroșetat, croșetat. Deci așa se formează acest model și se face mai gros. Și iarăși pe spate se merge normal. Și așa continuați, nu contează cum îl faceți, dublu sau simplu. Se face la fel, deci adunați primul număr cu ultimul număr și atâtea rânduri faceți. Eu acum am terminat cele 20 de rânduri, voi câte aveți, v-am explicat cum. Și eu pot să număr ori aici câte rânduri avem, câte rânduri ați făcut, sau eu număr aici pe partea asta. Eu acum ar trebui să am pe ambele părți câte 10 V-uri din astea și le pot număra. Deci am 1, ca cele o să ne trebuiască să le luăm ca ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dar încă nu ne ocupăm de ele. Dar să le avem. Oh, eu am și un nod aici, nu contează. Și acum împărțiți cum arată aici, trebuie împărțit în 3 călcâiul, în 3 părți. Eu am mărimea asta, 36, 37 și am 30 de ochiuri la călcâi, deci 10, 10, 10. Dar prima oară iau primele ochiuri, primele 20 de ochiuri le croșetez normal și le explic și la fetele care au făcut călcâiul dublu. Se face totul la fel în continuare, doar voi aveți grijă tot mereu unde este ochiul ăsta în relief, să nu-l croșetați. Și în rest totul faceți la fel. Pe față. Deci eu primele, deci primul set de ochiuri le croșetez normal. Primele două seturi, vreau să zic. Deci eu am 20 de ochiuri, voi câte aveți voi. Deci acum am terminat primul și al doilea set de ochiuri, al treilea set de ochiuri l-am aici. Și eu acum fac astfel, iau invers, ochiul care, ultimul ochi, îl pune aici pe Andreea, îl scad. Și așa vreau să scad aici, să nu am găuri. Și pe următorul îl trag peste. Ați văzut? Vă mai arăt o dată. Deci ăsta este ultimul meu ochi. Îl pun înapoi. Este croșetat deja. Și pe cel, pe primul de aici, îl trag peste.
Și așa nu am, nu-mi rămân găurele aici la călcâi. Și mi le iau iarăși înapoi. Și așa am scăzut un ochi. Și acum mă întorc cu 10 ochiuri. Cu câte ochiuri aveți aici pe mijloc, vă întoarceți. Cu 8, cu 10, 12, 6. Deci cu câte ochiuri aveți pe mijloc, cu atâta vă întoarceți. Iarăși întorc. Și aici vreau să fac la fel. Deci iau de pe antreaua asta. Invers, nu pot. Deci ultimul iarăși îl iau pe Andreea. Trag unul din setul, primul set peste și mi-l pun înapoi. Și iarăși am scăzut un ochi. Și iarăși mă întorc cu câte am pe mijloc. Acum nici mai trebuie să numerați, că vedeți. Și fetele care fac călcâiul dublu, deci cum v-am arătat aici, aveți doar atât grijă să faceți unul croșetat, unul necroșetat. Și în rest este totul la fel. Deci ultimul îl croșetez, îl pun înapoi, trag unul de aici peste și iar îl iau aici. Și întorc. Și mă întorc. Până unde am scăzut. Aici pot să-l iau. Nu, am făcut pe partea asta. Mă scuze. Aici iarăși îl pun înapoi. Trag unul de aici peste. Și mă merg mai departe. Deci am croșetat, îl pun înapoi, iau unul de aici și îl pun peste și îl iau aici și întorc. Și așa faceți până nu mai aveți aici pe lateral niciun ochi, până le-am scăzut pe toate. Este foarte simplu. Eu mai am câte unul, deci mai trebuie să mă duc și să mă întorc. Cred. Deci am ajuns aici la ultimul și îl pun aici și mă întorc. Și aici iarăși sunt la ultimul și îl scad și se face așa ceva. Acesta este acum călcâiul și acum merg mai departe. Acum ar trebui să aveți aici atâtea ochiuri câte scrie aici pe mijloc. Depinde ce mărime faceți. Tabelul o să găsiți și pe blogul meu și așa. Și acum luăm iarăși ochiurile astea care le avem pe părți.
ne lipsesc. Și asta fac. Astfel eu am 10, voi câte aveți, mai mult sau mai puțin. Și eu fac asta astfel. Deci, intru în fiecare vertin ăsta și îmi iau ochiul și am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mi-a scăpat, 9, și 10, aici am ajuns cam sus. Și las așa, iau următoarea, Andreea, acum croșetăm rotund iarăși. Mi s-au încurcat firele. Și acum mergeți rotund. Și nu mai faceți la călcăi niciun model, dacă ați făcut fetele care au făcut călcăiul dublu. Acum se opresc. Se merge iarăși normal. Aici mi-am pus un pic mai puțin ochiuri. Și iarăși următoarea, Andreea. Și am ajuns iarăși aici, unde am făcut călcăiul. Și aici, la fel, luați ochiurile care, cât ați scăzut, atâtea ochiuri trebuie să luați. Eu am iarăși 10. Eu nu mai văd bine, pe cuvânt. Deci, 1. 8, 3, mi se agață undeva, 3, 5, 6, 8, 9 și 10. Și de aici, de pe ochiul, de pe Andreea asta, mai trebuie să iau 5, că eu aveam 15 pe fiecare, Andreea. Dacă facem mărimea asta, 36-37. Deci mai iau 5 ochiuri. 1. Sau cât vă lipsesc. 4. Și suntem iarăși cu 5 antrele. Deci jumate din ochiurile de pe mijloc le luați pe a patra, Andreea. Și astfel ne arată călcâiul.
Vi le arăt și aici, numai aici. Nu mi se vede bine, e și firul și subțire și colorat. Nu mi-am dat seama. Deci așa am aici călcâiul. Aici am luat ochiurile acum. Aici am scăzut. Și de acum iarăși mergem de jur împrejur cu toate ochiurile. Aici trebuie să-mi termin călcâiul și vă arăt și aici cum merg acum de jur împrejur iarăși. Eu acum am terminat și pe ăsta colorat să fac călcâiul. Am făcut aici 2-3 rânduri deja de jur împrejur și astfel arată și așa colorat. Eu nu știu dacă se vede, am făcut călcâiul dublu aici, cum v-am arătat cu ăsta mov. Și aici se vede ce diferență mare este. Aici călcâiul este tot de 30 de ochiuri și este o diferență foarte mare. Deci nu vă puteți lua fix după mine. Dacă aveți altă lână, doar aproximativ. Trebuie tot mereu să măsurați un pic. Deci diferă mereu cum facem. Și acum continuăm cu talba. Aici, pe tabelul ăsta, se vede ceva. Am uitat, sau nu m-am gândit să pun mărimea, lungimea talpei. Acum am pus niște mărimi aproximative, iarăși. Am căutat prin internet. și aceasta este lungimea cu tocul călcâi. Deci măsurați călcâiul. Acestea sunt lungimile cu tocul călcâi, deci tabelul îl găsiți și la mine în infobox, vedeți mai bine. Măsurați de aici din spate și până aici. Aici eu am început să scad, deci eu am aproape 18 cm la mărimea mea. Zic 18,5, deci eu am cam cum spun ei pe internet. Și aici mai este vârful. O să mai avem vârful. Eu îl am. O să văd exact unde am început să-mi scad aici. Ne mai trebuie cam 3 cm, aproape 3 cm. O să avem vârful. Și cu cât aveți mai multe ochiuri, cu atât iese vârful mai lung sau mai scurt dacă aveți mai puține ochiuri. Deci e bine dacă măsurați. Aici vă mai pun mărimile, dar tabelul o să-l corectez, îl fac. Și deci mergeți așa de jur împrejur până aveți lungimea pe care o doriți, fără vârful acela de 2-3 cm. Și ne întâlnim când ați ajuns la vârf, unde vom scade. Eu acum am ajuns la lungimea care mi-o doresc, deci măsurați de la călcâi până unde încep, până la baza de degetelor. Eu așa măsor la mine și degetele nu le-am mai lungi de 3 cm. Vârful, deci aici unde o să încep să scad, are cam 3 cm la mine. La, dacă aveți mai multe ochiuri, iese mai lung, sau mai puține ochiuri mai scurt, dar este ok că și piciorul, degetele sunt mai lungi sau mai scurte, zic eu. Deci, așa arată acum la mine.
Aha. Și acum fac acest vârf, închei. De aici am început aici să scad și până la vârf. Și asta facem foarte simplu. Eu acum de câte ori încep o Andreea nouă, de câte ori schimb Andreea sau cum să zic, scad. Deci la fiecare început de Andreea scad. Și asta fac astfel. Intru în două ochiuri deodată. Trag firul prin ambele. Și astfel scad. Și termin Andreea. Am avut musafir. Deci merg în continuare la fel. Și acum încep pe următoarea și la fel scad. Intru în două ochiuri deodată și trec prin cu firul prin ambele. Și restul le croșetez normal. Și iar încep o Andreea nouă și iar scad. Deci intru în primele două. Ups. Și trag firul prin ambele. Și acum iarăși am ajuns unde am început să scad și continui. Deci de câte ori încep o Andreea sau schimb Andreea, scad primele ochiuri și asta faceți de jur împrejur până mai rămâneți cu câte două ochiuri pe fiecare Andreea. Deci până mai avem 8 ochiuri. Nu contează câte ochiuri aveți. Mergeți așa de jur împrejur până mai rămâneți cu 8 ochiuri. Eu acum am terminat. Deci, cum vedeți, mai am câte două ochiuri pe fiecare Andreea. Și îmi tai firul acesta, las un pic mai lung ca să pot să închid cu el. Și îl tai. Și îmi caut un ac. Și acum fac astfel, intru cu firul acesta, cu acul, prin fiecare ochi. Să aveți grijă să fie fir, exact prin fiecare ochi, să nu vi se deșire. Intru în ultimile și acum strâng un pic și eu vreau să-mi duc firul ăsta pe dos deci intru fix pe aici prin găurica asta pe dos și prind și ochiurile și acul. Și mi-l întorc un pic pe dos. Și acum aici îi fac câteva noduri și mi-ascund firul ăsta. Acum îl și strâng ca lumea. Mi se desfac aici. Mai fac
un nod. Și astfel am încheiat. Să nu faceți noduri prea mari, să nu apară cumva prin talpă, să deranjeze. Să nu deranjeze. 8. Acum numai asta aici. Și acum pot să-l întorc iarăși. Și așa arată la mine. Și acum mai ascundem firele astea care le-am avut aici la început. Și mi-l tai și așa îmi arată mie șosetele mele și cum vedeți, nu știu dacă v-am spus, eu am avut două gheme de 50 de grame, deci pentru o pereche de șosete mai mari vă trebuie aproape 100 de grame și mi-a rămas atât din ambele geme. Mi-a mai rămas, deci putem face și unul de 44. Și din asta pot să fac o pereche de șosete micuțe de 22. Am să încerc să le fac astea de 22-23. 22 sau 24, mă mai gândesc. Deci acestea sunt șosetele mele pe care le iubesc. Îmi place cum se formează musterul ăsta, modelul, fără să fac nimic. Se face singur și nu avem aici acusături. Am să vă mai arăt, v-am arătat o pereche pe două andrele. Vă mai arăt un stil. Îmi place mai mult decât primul care vi l-am arătat. Și da. Cam atât. Deci vă mulțumesc de vizionare, sper că v-a ieșit și vouă la fel de frumos. Vă doresc spor la treabă și normal mă bucur dacă îmi dați un like și dacă distribuiți filmulețele mele. Și toate cele bune și pe data viitoare! Pa, pa!